Salivă de alpaca. Cum s-a obținut saliva de alpaca? Știam că vrei să mă întrebi asta, dar... Liviu, pe masă avem una, două, trei, patru, cinci feluri de mâncare, plus una specială care este sub bol, o mâncare pe care nu o știu nici eu, nici tu. Cea mai grea întrebare, cea mai grea mâncare, care are un catch. N-ai cum să nu o mănânci. Asta e pentru toți foștii mei colegi din Pariu cu Viața, pe care îi iubesc foarte mult și n-aș da pe nimeni afară dintre ei, dacă s-ar face Pariu cu Viața 2, pentru voi. Care este vloggerul pe care nu l-ai invitat la emisiunea asta niciodată? Orice sumă de bani ți-ar da, cu amendamentul că trebuie să fie un vlogger pe care îl știm absolut toți. De ce pican? Pentru că nu ți-a adus nici mai multe vizualizări decât aveai tu în general și nici n-am înțeles colaborarea. E foarte talentat. Este extraordinar de talentat. Scrie foarte bine, are o voce foarte bună. Dacă s-ar filma Pariu cu Viața 2, da, pe care între foștii tăi colegi de platou nu i-ai mai vrea în distribuție. Vai, de ce? Mită trei artiști români ai momentului. Numai iubirea, doar iubirea, îmi dă speranță să trăiesc, să plâng noapte și zi. Sub bolul ăsta pune mâna și tu. Cred că aveam un pic de vomă. Avem un pic de vomă, că probabil am mușcat din el. Pune mâna aici, pune mâna. Împreună cu mine descoperim aici, în momentul ăsta, ce se află. Ia să... Ufa! Hai cam vau. Mamă, deci nu pot să mă văd cu lingurița asta în gură, orice aș face.